Domnule Costel Gâlcă, suntem înaintea marelui derby Steaua Dinamo. De ce se spune derby de România? Pentru că sunt echipe istorice ale României, sunt branduri, nu, pentru noi și este important ca aceste meciuri să joace în prima divizie, nu în a doua divizie. Sperăm ca meciul următor să câștigăm și eu sper ca și rivalii noștri să urce, că cu siguranță campionatul va fi mult mai puternic. Va fi primul Steaua Dinamo pe acest nou stadion Steaua. Cum crezi că va fi atmosfera? Cu siguranță că va fi incendiar. Sper să fie un meci frumos și sper să câștige Steaua și să găsească soluții să promoveze în prima divizie. Sunteți unul dintre jucătorii emblematici ai clubului Steaua în anii 90. Un meci important care v-a rămas drag? Au fost multe meciuri, nu, importante pentru noi și cred că și pentru spectatorii noștri, dar cel care rămâne, cel cu Glasgow Rangers, unde a marcat prietenul și regretatul Didi Prodan. Împotriva lui Dinamo ați reportat multe victorii ca și jucător. Vreun gol care v-a rămas în minte? Cred că contra lui Dinamo am marcat odată în cupă, nimic mai mult, dar au fost meciuri bune din partea echipei, din partea tuturor și un spectacol în tribune din partea fanilor. Ce a însemnat pentru dumneavoastră perioada petrecută în Ghencea? Sunt multe lucruri, nu? Dar am mai spus-o, cred că venind la Steaua îți arată cum să câștigi, îți formezi o mentalitate de câștigător și încrederea pe care ți-o dau clubul și cei din jurul tău este incredibilă și a fost important pentru mine acest pas venind la Steaua. Un pronostic pentru Steaua Dinamo și un mesaj pentru suporte și pentru echipă? Eu sunt mulțumit și cu un gol diferență, mai important să ia cele 3 puncte și pentru băieți total încredere, pentru că au suporte alături de ei și știm că sunt foarte numeroși.